Sara, lansăm o nouă invitație la dialog social unicul în stare să clădească fundamentul unor lucruri cu adevărat rezistente și echitabile. <fie> Situația social-economică în țară nu este una tocmai roz, iar acțiunile sindicatelor îndreptate spre protecția drepturilor și promovării intereselor membrilor de sindicat trebuie intensificate la maxim. O susțin chiar sindicaliștii care zilnic monitorizează și analizează posibile căi de îmbunătățire a condițiilor de trai și de muncă a populației. Datoriile la salarii în diverse ramuri ale economiei naționale, economie informală, legea zilierilor, creșterea salariilor, modificarea codului contravențional în vederea înăspririi predepselor pentru agenții economici ce promovează munca la negru, reforma sistemului de pensii sunt doar câteva din aspectele care îi preocupă pe sindicaliști. Următoarea problemă care pe noi ne deranjează, creșterea care noi vrem să fie în salariile muncitorilor care muncesc și în sector real, și în medicină, care puțin s-au majorat și acum trebuie să fie majorate, și în Sindicatul Educației Știință, care au cerut majorarea la 50%, dar până când au primit un răspuns eschaustic de partea Ministerului Muncii, acum se consultă cu organizațiile teritoriale ce de făcut mai departe de protestat, de anunțat o grevă, de protejat interesele proprie, pentru că ei au probleme. Aceeași probleme și la domnul cu colaboratorii din cultură care au salariile mizerabile. Și eu consider că noi aici trebuie să fim solidari în problemele acestea și vom susține fără de doar și poate. Avem probleme cu economia informală. Pe noi ne derajează problema aceasta foarte mult, dar vă aduc o cifră care spuneam ieri și la ședința comisiilor. Pe parcursul 9 luni anului 2016, Fiscul, Inspectoratul Fiscal l-au depistat agenții economici care au chitat salariile în plic și au, -au ischivat de la plata impozitelor, știți că 1.700 de lei. Fiecare ramură cu problemele sale, dar toate poartă același caracter. Oamenii vor salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Trebuie să identificăm acele miliarde neimpozate care am menționat și domnul președinte și în felul acesta vom majora Desigur că finanțarea ramurii sănătății. Nimeni dintre dumneavoastră nu-și dorește servicii de sănătate proaste sau servicii de calitate ieftine. De ce, la acest capitol, aș vrea să solicit și conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, când va fi dat un aviz la legea bugetului de stat, să fie respectate toate cotele procentuale și din PIB pentru finanțarea ramurii sănătății portavocea salariaților din teritorii, președinții comisiilor interramurare teritoriale ale sindicatelor, au expus în cadrul ședinței Consiliului General al CNSM preocupările oamenilor din raioane, problemele cu care se confruntă și cerințele de urgentare a soluționărilor. Mai nou, salariații sunt îngrijorați de viitorul lor după implementarea noii reforme a sistemului de pensii din țară. Îngrijorează faptul de mărirea cenzului de pensie. Și vă zic Oare femeile din agricultură care au muncit și continuu și azi unele din ele să muncească, au să ajungă la pensie, dacă ele sunt bolnave, multe din ele nu ajung să-și primească cu părere de rău nici prima și tinerii, dar și femeile sindicaliste au avut un cuvânt de spus în cadrul ședinței. Reprezentanții celor două structuri au scos pe tapet aspecte cu adevărat îngrijorătoare. Tinerii nu mai au motivația nici măcar să muncească ca să aibă un salariu decent. De ce? Pentru că nu, nu le acoperă necesitățile vitale. Nu au unde trăi, nu este dificil să-și întemeieze o familie. Însă este îmbucurător faptul că noile obiective globale sau agenda de dezvoltare durabilă 2030 care este propusă la nivel mondial vizează și sectorul de tineret. Aportul fiecăruia contează, iar a sindicatelor contează mult mai mult. Puterea este în unitate și în consolidarea de forțe, de idei și de acțiuni. Membrii noștri de sindicat sunt îngrijorați de situația pe ansamblu pe țară dar și de problemele specifice domeniului din care fac parte, de nivelul epidemic al migrației care generează plecarea irreversibilă a forței de muncă tinere din țară, de creșterea economiei informale care este discutată pe diferite platforme, atât sociale cât și politice. În cadrul ședinței Consiliului General al CNSM, sindicaliștii au declarat cu fermitate că vor organiza acțiuni de protest ale salariaților pe întreg teritoriul țării. În cazul în care forțele politice nu vor asigura stabilitatea social-economică din țară, nu vor întreprinde măsuri pentru depășirea actualei crize și nu vor depune eforturi pentru a ridica nivelul de trai al populației. Condițiile de muncă puțin motivante, remunerarea proastă, managementul ineficient, lipsa perspectivelor de dezvoltare profesionale, nepotismul și corupția sunt doar câteva motive care îi fac pe medicii moldoveni să-și caute un loc mai bun sub soare după hotarele țării. După șase ani de studii la universitate și după zeci de mii de lei cheltuiți pentru contracte, medicii sunt nevoiți să lucreze în spitale pentru un salariu mizer. Acum, în societatea medicală, se dezbat două noi regulamente de salarizare a lucrurilor lucrătorilor medicali, atât a celor încadrați în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală, cât și al celor din sistemul bugetar. Cât de mult salvează situația cele două regulamente, aflăm imediat. Salariați din diferite raioane ale țării au înaintat propuneri, dar și au analizat împreună cu reprezentanții sindicatului de ramură avantajele și dezavantajele regulamentului. De ani de rând nu s-au mai făcut schimbări majore la nivel de medicină, cu atât mai mult în medicina bugetară fiindcă medicii din medicina bugetară au salariile fixe care nici de cum nu pot să satisfacă cerințele necesare a fiecărui om, a fiecărei familie, cu toate știm că în fiecare an prețurile la serviciile comunale, la produsele alimentare, toate se măresc, dar salariile sunt niște salarii foarte mizere care umilesc cadrele medicale. Discutând acest regulament, va îmbunătăți cât de cât starea bugetară a fiecărui medic. Dacă citești atent regulamentul, se pare că chiar și cum se privim emisiunile și spune că se mărește foarte simțitor. Nu e chiar așa, fiindcă sunt, parcă ți se pare că se mărește, în același timp sunt niște indici care o să depindă foarte mult, în primul rând, de administratori, de comisie, care o să, cum o să vadă ei aceste încălcări dacă nu fiecare mărânțiș o să fie ca o încălcare. Avem și unele pretenții către acesta, fiindcă am fost iarăși divizați. Sănătatea publică este la cel mai mic nivel finanțat să spunem, după acest regulament. În același timp, alte ca specialiștii din transfuzia sângelui sau din centrele de reabilitare sunt la un nivel mai mare, mai majorat ca e, cei din sănătatea publică. Cum a fost mulți ani la rând, așa și merge și mai departe. Acolo este parte fixă în regulament stipulată și este partea variabilă a salariului. Sunt multe lucruri care noi nu le înțelegem, care merg și ce merge în partea variabilă. Spre exemplu, eu nu înțeleg cum categoria, care sunt trei feluri de categorii, categoria 2, 1 și superioară, cum la unul și același specialist, sunt incluse în, în partea fixă a salariului. Potrivit regulamentului, dispar categoriile de calificare a lucrătorilor medicali care până în prezent asigurau un adaus la salariile de bază. Totodată se mizează pe nivelul de realizare a indicatorilor de performanță, iar salariile sunt constituite din partea fixă, care este egală cu salariul de funcție, dar și partea valabilă din suplimentele pentru realizarea indicatorilor de performanță, dar și alte adausuri. Care ar fi avantajele pentru lucrătorii medical din sectorul bugetar. În cazul de față, aș vrea să menționez că la moment avem două tipuri de salarizare pentru asigurările obligatorii, pentru bugetari. Este un lucru neacceptat de noi sindicatele ca să avem două nivele diferite de salarizare a aceleași munci prestate de către lucrători medicali. Ori nu văd diferența dintre munca prestată de un lucrător medical a angajat și achitat salariul din bugetul de stat și un lucrător medical care activează în sistemul de asigurări sociale, deoarece munca egală trebuie să fie plătită la fel. Acest nou regulament desigur că va duce la majorarea veniturilor salariale ale lucrătorilor medicali și în scopul diseminării lui în scopul uh, consultărilor publice, am și uh, convocat liderii sindicali din instituțiile bugetare subordonate Ministerului Sănătății în scopul aflării opiniilor, nu doar a lor, dar și a salariaților din colectivele de muncă, deoarece noi vom susține sau nu vom susține un proiect de regulament doar dacă vom avea mandatul lucrătorilor medicali, membre de sindicat. În noul regulament se mai stipulează că gradul de performanță pentru fiecare salariat va fi evaluat de o comisie specială instituită de către administratorul instituției. În acest sens, sindicatele consideră că din comisie ar trebui să facă parte și un reprezentant sindical. Noul regulament de salarizare a lucrătorilor medicali încadrați în sistemul bugetar este în fază de proiect. Stimați spectatori în reportajul pe care tocmai l-am urmărit, am văzut cum analizează sindicaliștii împreună cu salariații din ramură acel regulament privind salarizarea lucrătorilor medicali încadrați în sistemul bugetar, iar acum vom vorbi în studio despre cea de-a doua categorie și cel de-al doilea regulament din momentul în care proiectul regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico publice încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală a fost prezentat public la 30 mai 2016, discuțiile și dezbaterile asupra acestuia au devenit de mare actualitate în sânul comunității medicale, dar și a societății per general. Se vorbește despre oportunitățile acestuia, dar nu și despre riscuri. Chiar dacă Ministerul, Ministerul Sănătății susține că noul mecanism de salarizare va stopa exodul tinerilor specialiști pentru că acesta prevede că alea angajaților din medicină va crește cu cel puțin 20% iar la tinerii specialiști cu peste 50% totuși sindicatele susțin că această majorare de 1.200 de lei nu va opri fenomenul migrațiilor nici în rândul tinerilor specialiști dar nici în rândul celor cu experiență deja. Partea cea mai proastă vine atunci când totuși ne dăm seama că nu doar tinerii specialiști pleacă din sistemul medical ci și cei cu experiență deja. Sistemul îmbătrânește. Avem 33% din angajați care sunt pensionari iar 2% din aceștia au grad de invaliditate. Despre sistemul de sănătate din Republica Moldova dar și despre cele două regulamente de salarizare discutăm astăzi cu președintele Federației Sindicale Sănătatea Aurel Popovici. Bine ați venit la noi în studio! Acest nou regulament, care se vrea a fi implementat privind salarizarea angajaților din instituțiile medicale încadrate în acest sistem de asigurări obligatorii în medicină, va ajuta el cumva salariații actuali din sistemul de medicină? Ce prevede acesta și dacă majorările incluse acolo, pentru că sunt incluse unele majorări, vor schimba oarecum situația în domeniu? Da, de fapt, acest regulament a fost deja implementat a fost implementat prin hotărârea de guvern 837 din, și a intrat în, în, vigoare din 1 iulie anului curent. Deci acest regulament, de fapt, proiectul acestui regulament a fost elaborat de către Ministerul Sănătății încă în anul 2015 și a fost pus spre dezbateri la finele anului 2015. Deci atunci am spus că este necesar foarte atent și minuțios de a examina acest regulament, fiindcă de ce? De fapt, acest regulament prevede o formulă cu tot nouă de salarizare a lucrătorilor medicali față de regulamentul vechi. Și atunci, noi, Federația Sindicală, am venit către partenerii noștri sociale, atât către Ministerul Sănătății, cât și pe, către Compania Națională de Asigurări Medicale și am spus că trebuie să examinăm foarte minuțios, punct cu punct, ce avantaje ar aduce acest nou regulament. Și iată, începând cu finele anului 2015, am purces împreună la un dialog social, am avut mai multe ședințe de lucru în care ne-am întâlnit și, în primul și primul rând, am solicitat opinia colegilor din toate instituțiile medicale din țară, ca ei să poată examina ce au de câștigat prin introducere și dacă au de câștigat prin introducerea acestui regulament. Acum, la moment, deja când avem deja vreo patru luni de adoptare acestui regulament, Iarăși am venit cu propunerea către colegii noștri din, din instituții să ne spună care sunt prioritățile sau plusurile pe care le-au avut de câștigat și minusurile. Și iată, astăzi noi putem spune că, da, acest regulament a adus o majorare de salariu, însă a adus o majorare nu pentru toate categoriile de lucrători medicali care au fost încadrate. Sunt încadrați în acordarea asistenței medicale, în sistem. Probabil, multă lume se întreabă de ce nu toate categoriile au fost. adică, de ce au fost ele diferențiate? Ne puteți spune? Da, vă pot spune, acest lucru s-a întâmplat din cauza că, vă spun, modelul de salarizare care este în regulamentul nou prevede, de fapt, veniturile lucrătorilor medicali format din câteva părți. Este partea fixă care vine și este obligatorie pentru achitarea acestor salarii, și partea variabilă care depinde de indicii de performanță pe care îi prezintă fiecare lucrător în parte și de profesionalismul acestui, fiecărui lucrător medical în parte. Și, iată, acest lucru a dus la faptul că lucrătorii, sau angajații tineri din sistemul de sănătate și acei angajați care activează în turele de noapte au avut de câștigat cel mai mult. Tinerii specialiști au avut o majorare chiar dublă, putem să spunem. Și ei, e clar că au avut de câștigat. Însă, specialiștii cu o vechime în muncă mai mare de 25-30 de ani, au vă, avut au au văzut de câștigat cel mai puțin din uh, cauza fiindcă după ve vechiul regulament uh, acești specialiști cu o uh, vechime mai mare muncă aveau un coeficient mai mare de uh, multiplicare să spunem și aveau și categoriile de calificare care de, care de fapt uh, de fapt ele permiteau o creștere salarială uh, odată cu creșterea categoriei Categorii. de calificare și acei Specialiști care ajungeau la categorie superioară de calificare aveau o dublare de până la 50% a salariului, ceea ce nu prevede. Noul regulament. Și acum, că tot au dispărut categoriile de calificare și vechimea muncă, practic a rămas, spuneați, de partea fixă și partea variabilă a salariului. Practic, în partea asta variabilă au rămas doar coeficienții de la indicii de performanță, da? adică nu mai sunt alte adausuri, cum ar fi un ajutor material sau alte suplimente la salariu, sau se prevăd în, în această parte variabilă? Nu, se prevede și partea a treia, care prevede stimulările cu, prin ajutoare materiale, premii de fapt trebuie să fie prevăzute în bugetele instituțiilor medicale și să fie achitate. Deci regulamentul nou prevede și aceste lucruri. Însă nu se mai iau în considerație categoriile de calificare despre care am vorbit și ele de fapt sunt plata pentru aceste categorii, sunt prevăzute în sumele care includ partea fixă a salarizării, să spunem așa. Și acest lucru a adus și unele nemulțumiri deja între colegi în instituții, fiindcă se pune întrebarea că sau partea fixă s-a echivalat mm. pentru un specialist începător care are o vechime în muncă mai mică și, și cu cel care are o vechime mai mare de 20-30. Deci, Federația Sindicală a venit atunci cu propunerea câte minister că nu este echitabil de a face aceasta și de a lua în considerație și totuși această propunere a noastră a fost luată în considerație și regulamentul nou prevede o diferenciere pe vechimea de muncă, dar este o vechime propunerile noastre au fost luate numai cu un termen de la 10 de la 10 la 20 și mai mult de 20 de ani, deci colegii spun Că este prea mult sau este prea mare această divizare, să spunem, de 10 ani, și trebuie să treacă o, o, un timp mai mult de 10 ani, să spunem, ca acel lucrător medical simte o, o mărire a salariului, se spune, a părții fixe. Și a doua, că această diferență totuși este mică. Diferența este de maximum până la 500 de lei. Și atunci apare această nemulțumire între colegi, deja fiindcă nu este o diferenciere după această uh, vechime muncă. Este o altă problemă uh, că partea variabilă a salarizării ar putea face diferențierea și după indicatorii de performanță și după, să spunem, profesionalismul lucrătorului medical. Însă aici avem o problemă deja ce ține de uh, posibilitățile financiare pe care le are instituția. <sus> și atunci, cu părere de rău, ultimele aceste patru luni ne-au demonstrat că partea aceasta variabilă, practic, din lipsa surselor financiare, ea este practic și ea e identică. Și dacă partea variabilă poate să variaze de cel puțin de la 15% majorare salariare până la o majorare fără plafon, limită, atunci, practica ne-a demonstrat că, din lipsa de finanță, această majorare sau parte variabilă se majorează identic la majoritatea cu cel mult 15%. Și aici ar fi și o problemă a colegilor noștri, lideri de sindicat, din instituțiile medicale, unde ar trebui să monitorizeze foarte strict împreună cu conducerea instituțiilor, să monitorizeze foarte strict folosirea. Rațională surselor financiare, ca colegii noștri din sistem să nu aibă de suferit. Salariații spun că acum se declară, de fapt, mai îngrijorați de faptul că acești indici de performanță, de fapt, vor depinde foarte mult, însă și salariații vor depinde foarte mult, mult de administrațiile instituțiilor, că această comisie creată în cadrul instituțiilor pentru a identifica acești indici de performanță va fi creată la solicitarea administrației și că ei respectiv, ca salariați, vor depinde și salariul lor va depinde de administrații. Sunt îndreptățite aceste temeri ale salariaților? Și da, dar vreau să vă spun că și vechiul regulament prevedea niște lucruri care prin care salariații dependeau de administrație. Prin ce? Fiindcă prin vechiul regulament se stabilea un coeficient de multiplicare. Și iarăși salariul unui lucrător medical depindea și de acest coeficient de multiplicare, adică mărimea salariului pe care îl... Și acest coeficient iarăși era stabilit de către o comisie, de către administrație, care stabilea acest coeficient. Dar noi am solicitat și am spus ca să fie o dependență mai mică de numai de către o persoană, se spune, de către conducători. Acești indicatori de performanță trebuie să fie examinați de către o comisie din care să facă parte și reprezentantul colectivului sau liderii de sindicat prin care să se respecte corectitudinea stabilirii acestor coeficienți. Au luat ei în calcul aceste propuneri? De fapt, da, fiindcă în aceste comisii practic sunt incluși și liderii de sindicat care ar trebui să vegheze corectitudinea stabilirii acestor indicatori. Temerele noastre sunt în altă direcție, sunt în direcția Găsirii posibilității financiare de acoperire acestor părți variabile, și ca a, a, acele surse financiare care sunt destinate a, pentru salarizarea lucrătorilor medicali să fie respectate, fiindcă nu mai știm prin, a, că chiar și prin convenția pe care o avem la nivel național este stabilit ca anual. Partenerii de dialog, atât Ministerul Sănătății, Compania Națională și Federația Sindicală, să prevadă niște cote care ar privi salarizarea lucrătorilor medicali. Și atât aici noi rugăm ca ele să fie respectate și să nu fie în descreștere. Am înțeles. Iar acum se vrea implementat și un nou regulament pentru salariații încadrate în sistemul bugetar. Chiar recent, în această ediție, am demonstrat și un reportaj ați analizat și ați dezbătut împreună cu salariații din, din sistem acest regulament. Cu ce va veni nou acesta, dacă cunoașteți? Da, deci chiar două săptămâni în urmă, Ministerul a propus spre examinare la ședința Colegiului Ministerul Sănătății nou regulament de salarizare pentru angajații din instituțiile medicale care sunt finanțate din bugetul de stat. Uh, și de fapt vreau să vă spun că am examinat acest regulament și el practic este identic cu regulamentul pentru colegii care din instituțiile medicale care deja a fost implementat despre care am discutat. Am uh, sesizat colegii din toate instituțiile bugetare din sistemul de sănătate să examineze acest regulament și să venim iarăși cu niște propuneri spre îmbunătățirea acestui regulament din primele examinări vedem că da, colegii au în unele direcții de câștigat, dar iarăși apare această egalare, să spunem, a colegilor cu un stagiu mai mare de muncă și o creștere evidentă a celor cu tineri specialiști, să-i spunem așa, și vedem, dar aici mai apare o problemă fiindcă pentru a implementa acest regulament este necesar de modificat a unor articole din legea de salarizare. De fapt, avem și un plus, fiindcă prin introducerea, deci în sistemul de sănătate, până conform regulamentelor vechi de salarizare, era o, o discrepanță evidentă la salariile, pentru colegii din instituțiile care sunt implementate în asigurări și față de cei care erau salarizați din buget. Și prin introducerea acestor regulamente, noi am spune așa, cât de puțin echivalăm salariile din sistemul de sănătate și acesta cred că ar fi un plus. Dar ne derajează alt lucru, ne derajează faptul că totuși salariile rămân mici. Aceste creșteri de salarii sunt foarte mici. Ne vă mulțumim că ați acceptat să veniți la noi în studio, și... doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi, urmează rubrica Sfatul Juristului. Din cauza neachetării salariului timp de mai bine de patru luni, angajații cer declanșarea unui conflict colectiv de muncă. Care sunt condițiile pentru a recurge la astfel de acțiuni? Stimați colegi, vreau să menționez că neachitarea salariului pe o perioadă de mai mult de 4 luni de zile este o încălcare foarte gravă a dreptului la muncă, a salariatului. La acest capitol aș vrea să menționez că codul muncii prevede mai multe, mai multe căi de soluționare. Mm. Dacă să vorbim de conflictul colectiv, declanșarea de unui conflict colectiv de muncă, aș vrea prealabil să vorbim despre raporturile individuale de muncă în cazul de față dintre angajator și salariat. Aici aș menționa că recent a fost modificat codul muncii, ceea ce mă refer la articolul 78, ce ține de suspendarea contractului individual de muncă în cazul de față la inițiativa salariatului. Că dacă salariatului nu-i se chită salariul pe o perioadă mai mare de 2 luni de zile, acesta este în drept să solicite suspendarea contractului individual de muncă. Aici aș menționa că suspendarea contractului individual de muncă nu înseamnă încetarea contractului individual de muncă. În cazul de față, prevede doar faptul că angajatorul nu mai plătește pentru munca executată de salariat, dar și așa avem deja un neachitare de mai mult de două luni de zile, iar salariatul nu este obligat să presteze munca care s-a obligat să o facă în baza contractului individual de muncă. Dacă ne referim la neachitarea peste patru luni de zile a salariului pentru colectivul de muncă din unitatea care ne-a pus întrebarea, vreau să, le, să îi îndemn la faptul că mai întâi să înainteze niște revendicări angajatorului, în sensul obligării acestuia ca să achite salariul pentru perioada respectivă. Și având în vedere că aceste revendicări vor fi înaintate în formă scrisă, înregistrate oficial, atunci urmează ca să primească un răspuns la aceste revendicări. Și în momentul declanșării conflictului colectiv de muncă, va fi doar data când, la care trebuie să răspundă angajatorul la revendicările salariaților. Dacă a răspuns negativ, atunci conflictul colectiv se poate declara deja declanșat sau dacă chiar și a răspuns parțial pozitiv salariaților, salariații la fel sunt în drept să declanșeze un conflict colectiv de muncă. Stimați spectatori, atât pentru astăzi sunt Rodica Vâlcu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci însă nu uitați să ne expediați în continuare scrisori și mesaje la adresa indicată pe ecran sau să dați click paginii noastre de internet pentru mai multe informații sindicate.md și linia fierbinte a sindicatelor 0800-820 vă stă la dispoziție. Nu uitați să stabilim adevărul doar prin dialog social. Toate bune! We'll you